Pandemia nu a lovit atât de crunt în economia ieșeană. Cifrele de afacere ale companiilor locale în 2020 au scăzut cu doar 2% față de media românească din 2019. În domeniul Horeca au scăzut dramatic încasările în ultima perioadă, ajungând în Iași doar la 68%. Totuși, domeniul IT s-a dezvoltat exponențial, la fel ca și construcțiile sau comerțul. După 2 ani de pandemie, cifrele economiei din Iași arată îmbucurător, spun specialiștii. Cifra de afaceri a întregii economii ieșene din 2020 față de 2019 a fost de 98%. Deci am avut o scădere de 2% mai mică decât media românească, decât media României și mult mai mică decât media europeană. Prin urmare, Iașul s-a descurcat în pandemie, pe diverse tipuri de activități, a scăzut un pic și numărul salariaților, deci am produs 98% și am avut un număr de salarii de 97%. Deci aproape productivitatea, putem spune, că a și crescut. În unele domenii s-au înregistrat cifre uimitoare față de pesimismul afișat de analiști. A crescut cu 11%, domeniul construcțiilor a crescut cu 9%, domeniul comerțului, care rămâne preponderent în economia ieșeană, a crescut cu 3%. În contrapartidă, avem situația în care în domeniul turismului și a restaurantelor, deci cunoscutul domeniu Horeca, cifra de afaceri a fost de 68%, deci o scădere dramatică. Totuși, un al patrulea val al pandemiei este posibil să lovească tot în domeniul Horeca, spun specialiștii, care în prezent speră la o revenire a industriei turismului și alimentației.